Ce faceți, domnul șeful meu? Cine zice ce? Să trăiți, domnul Foa. Sunt eu vocea din tavan. Ia am treabă pe aici. Eu organizez lucrurile. Din tavan sau de... Tu organizezi lucrurile? Da, da. Cum vă simțiți? Stați bine acolo? Da, da. Mă simt foarte bine. Ai început foarte bine. Poți să repezi ce ai zis prima oară? Dacă vă simțiți bine acolo. Și înainte de asta ce ai zis? Ce faceți, domnul șeful meu? Foarte bine ai spus. Șeful tău face bine, așteaptă. Domnul Foa, pot să vă întreb și eu ceva? Da, da, te rog. Dacă tot insiști. Deci, am cumpărat și eu o casălotă de mici, dar nu-mi dau seama cum să-i fac. Adică să-i tai pe jumate așa sau să-i pun direct pe grătar, să le fac o cruce și să mă rog să iasă bine. Adică așa? O cruce ce? Așa? Da, ceva de genul ăsta. Ceva de genul. Păi, în primul rând, îți faci un evantai din caserola aia de plastic sau de ce e aia. Și micii modelezi din nou. Ce vrei să-ți dau lecții despre cum faci micii? De ce sunt eu aici? Asta e întrebarea mea. A, tot exact despre asta aici am vrut să ajung. Sunteți aici pentru că trebuie să învârtiți de roata aia. Dați de roata acolo. Să dau de asta, zici. Ia uite, Radu Beligan, ce frumos. Crezi că am noroc? Hai să vedem. Bună ziua! Sunt Maya Morgenstern și astăzi am să fac un dish de Masterchef șefului Foa. Bine, nu am bani să-i fac foie gras, dar o să încerc să-i fac ceva de pământ. O să încerc să-i fac un dish cu legume. Cinci legături de ridiche. Ai 25 de ceapă. Da. Hai, uite asta, 25. Și ceapă vreau. Dăm ceapă. Uitați și ceapa. Hai, morcov, nu vii să ieși morcov de la mine. O să vin să iau și morcov, da. Așa, ridiche. Și ceapă. Cât mai frumoasă, doamne, ceapă. E cea mai frumoasă ceapă. Da. Dați aici. Mulțumesc frumos, doamne. Mulțumim. Vă mulțumesc frumos. Haideți la morcovi. Luați-mă ușor, doamne. Așa. Ia să vedem. Morcovi care vă plac? Mai mari, mai mici, cum doriți? Mai mari. O să-i gătesc ceva lui Foa. Ați auzit de șef Foa? Nu. Foa, doamne. Nu știu, mamă, nu știu. Ia vedeți, vă place așa? Da, 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 așa. Așa? Mai mult. Mai mult. Mai mult. Așa. Vă mai scoți din sat? Așa. Nu, e bine. Gata. Ăștia sunt. Da. Să aveți cărcat și cântat. A depășit. Nu. Stați așa, că vedem acum. Facem fără cântat. E, na, lasă-mă și tu în pace. Cum să dau așa? O ușoare ceva vă dau, pătrunzel, păstârnat. Ce ouă grele aveți? Ce ouă grele? Grele, nu ușoare. Nu, cât de grele, dacă ele așa cum vreți. Ah, e prea ușor. E prea ușor, doamnă. Chitele sunt bune. Ia uitați așa cum arată. Așa arată? Așa arată. Seamănă cu ușorul lui Foa. Da, nu, încet. Să vă zăpăcesc noi. Aveți ceva să-i spuneți lui Foa? Păi ce să-i spun? Sănătate multă? Da. Și ce face? Cântă? Ce face? Nu, bucătar. A, bucătar? Da. Să gătească mâncăruri cât mai bune și mai gustoase așa. Să le fac. Ai auzit, Foa? Așa. Să rămână, doamnă. Doamne ajută, să mulțumesc, sănătate. Roșii. Sherry. Da. Vreau. Câte? Multe. Puneți aici. Stați. Cum vreți. Cât înseamnă asta? Nu, mai mult. Mai. Pentru Foa. Uitați, doamnă. Ce doamnă frumoasă. Mulțumesc și dumneavoastră sunteți la fel de frumoasă, doamnă. Mulțumesc. Merg la varză. Mă duc la varză. Și la mine la gul. Vin la gul imediat pentru Foa. Vai, ce drăguță da. Suntem. Imediat, doamne. Vreau cea mai mare varză. Cea mai mare varză. Pentru ia, Foa. Ia uite, asta e bună.
Stați să o testez. Oh! Ah, ea e bună. E bună. E bună. Asta una? Nu, două. Două? Da. Câte o varză, domne? Așa? Da, nu, mai mare. Dar nu mai am mai mare. Dar cu trei, așa. Trei verze. Vine eu... la mine după aia. Da, doamne, vine. Da? Da. Ia trei verze. Cât? Trei verze, 28 de lei. Bun, 30 de lei. Uitați aici. Uitați aici. Ce faceți, doamnă? Bine, dragă. Ei, aveți un mesaj pentru foa? Stai așa, nițel. Stau, mi-a căzut sabia. Ce-i să faci? Așa, bravo. Așa. Hai și la mine. Vin imediat. Ridicați-vă, rugați, că a căzut. Păi așa picior de domnișoară ai. La cât am dat eu un șut. Da, eu. Și varza asta. Uite, bagă-ți prazul aici, că nu pierd prazul. Așa. Prazul e important. Da. Hai, iubirea mea. Hai, iubirea mea. Ia hai, iubirea mea. Hai, viața mea. Hai, viața mea. Unde e foa? Hai, hai. Hai, haide. Hai, mă, dragă, hai. Treabă, hai. Hai, că avem hai. Treabă. Hai, hai. Aici. Am intrat greșit, doamnă. Ah. Iertați-mă. Iertați-mă. Pune bagajul acolo. Ce să iau? Ce vrei? Poate te raba și pe mine. Oh. La pachet? La pachet. Vine-te. Vine-te și dovleci în da, viața așa. Stai un pic așa să iau o sacoșă. O sacoșică, mare. Da. Mai mare, stai. Mai mare. Stai că mi-a pus Nelu una, dar las pe Nelu și te iau pe tine. Lăsați-l pe Nelu, Nelu nu-i bun. Nu-i bun, da. Nu-i bun, Nelu. Pe tine te iau, gata. Și pe foa. Și cine-i foa? Foa. Aolo, stai să revin. Bucătarul foa. Stai că mi-e cam rău. Nu muriți. Nu mor. Doamnă. Să-i fac lui foa. Vreau să-i fac ceva mai... Iubirea mea! Pe, da, viața mea! Viața mea, uite, aia e... E bun! E bun! Să-i fac ceva... legumă, de pământ, mâncare de pământ! Ah, doamne! Nu leșim! Nu! De emoție, doamnă! Nu reșim, dar de ce te-ai aplicat în jos? Să-mi trag sufletul, doamnă! Așa, ia de mie cercei ăștia, că dumneata, de ce nu-i dat? Luați, vreți, doamnă, cercei ăștia de aur! Da, să-mi dai cadou, să-mi dai cadou! Așa, cadou, ia! Așa, cadou! Luați, doamnă! Păi, eu nu știu că e de tine! Luați, doamnă, tot aia, aurul meu! De unde e aur? Aur! Nu e aur! Dați-i înapoi alt! A, nu, acum, lasă-mi, păi dacă mi l-ai dat acum! Doamnă, vă dau o varză! Nu vreau varză, eu ți-am dat morcov, dar vreau și o cercei, că sunt... Sunt cerceii mei, doamnă! A, păi, am văzut! La revedere! La revedere! La revedere! Vă pup! E prea mare pentru foa! E prea mare pentru foa! La revedere! Hai, ieși! Fă-mi exit-ul! La revedere! Exit-ul! Da! Ah. Ah. Stai! Ah. Porumbei! Porumbei! Cirip, cirip! Unde e? Foa! Am făcut piața! Iar acum vin spre tine! Doamne, ce bestie de ușă! Deschide-te! Ușă! Țărul mâna, doamne. Păi, tinere, vezi o doamnă, o artistă ca mine și nu sar să ajut! Pot să vă ajut? Ajută-mă! Cum să? Distrusă sunt! Dar încă am putere! Da! Lasă-le aici! Ce noroc! Lasă-le să închid ușa că e... E ghinion, dacă e poarta deschisă. Ah. Să te iau în brațe. Ah. Miroșea oaie. Credeam că am scăpat. Ai mâncat e oaie. E de la lâna mea. Stai că s-a deschis, ți-a spus că e ghinion. Aoleu, ne trage curentul, doamnă. Pot să mă duc aici? Stai acolo, reu. Vai să de. Mă uit bine la tine, domnul meu. Haideți să facem prezentările. Cum, nu știți cine sunt? Cine ești? Domnul Dumitrescu. Ăla sunt. Radu Dumitrescu.
A, nu, nu este! Mai! A, tu nu ești! Hadad nu ai cum să fii! Și atunci ești celălalt, al treilea, cel mai important, care stă la mijloc între ei! Ești șef foa! Dacă erai puțin mai plinit, erai foa gras! Maia Morgenstern. Să rămână. Poți face o casă? Sigur că da, doamnă. Dar mâncare poți să faci? Iertați-mă, mă uit cu admirație la dumneavoastră. Rău frumos, și... vrei să fac o piruietă pentru tine? Această întrebare e irelevantă pentru mine. Mâncare pot să fac? Da, dar astăzi, dragul meu, stai liniștit. Iartă-mă, iartă-mă. Astăzi, dumneata ta, stai liniștit pentru că Maia Morgenstern îți va găti. Ce mai întâi, aș vrea, dragul meu, să te poftesc aici pentru că vreau să te întremezi la început. E bun. Oh! Oh! E bun. Hai să tăiem o bucățică. Nu am... Așa, vreau să tai... Să... Pap, te rog. Vreau să pap... Am stricat. Aveți grijă, da. Am stricat asta. Să dă-mi pap eu? Nu. Să pap tu, te rog. Să pap vreau eu. Vreau să fii îndestulat. Așa, vrei mai groasă, mai subțire? Cum e prefești? Foarte bună, dar aș putea să mă tai singur dacă... Ia, da, vreau să fii invitatul meu, dragul meu, foa. Așa. Eu nu mă pot abține, mai ales ia, când văd o adevărată doamnă. Ia asta. Ia să vedem. Ia gurița aia mică. Dă-mi și mie. Aruncă-mi în gurița mea. Aruncă-o la mine. Aruncă-o. Hai. E sigur? Da, da. Hai. Sunteți sigură, doamnă? Sigur, măi, omule! Da, mai mare bucata! Așa este, era... Și distanța mai mare! Era tăiată prost și nu era aerodinamică. Nu era. Ia. Nu să mai încerc o dată. Ba da. Da, haide, capul meu. Hai, una. Încearcă una. Să nu te mai miști, gata. Doamnă. Mi-e foame! Da! Mi-e foame! Bun. Și mă bucur că în cele din urmă am nimerit. Vai de capul meu. Te rog frumos. I will join this... Cum ți se pare un lady? E gătit de bine. Da. La lipsește ceva? Ce? Cartoful prăjit. Cartof? Evident, evident. Domnule, cartofi în grașă. Bun. Mulțumesc pentru acest amuzbuș. Te-ai întremat? Ia loc acolo, poți domnule. Poți să mă așez? Te rog frumos. Vai, doamne, ce experiență. Iar acum... Vreau să încep... Să-ți demonstrez că merit și eu șorțul. Dar de ce mie? Pentru că tu ești cel mai important. Tu trebuie să fii convins. Așa că îți voi face dish-ul meu special. Eu sunt ferm convins că o doamnă ca dumneavoastră care a ajuns la o experiență de viață. Da, spune, dacă mă amplă și vastă și da. Destul de bogată această experiență de viață. Ai mai văzut? Sunt ferm convins că vă pricepeți și în alegătitului. Asta este roșia. Pac! Și o punem pentru că este un stil foarte smuls. În care eu fac roșiile. Domnule, așa se fac roșiile. Da? Aveți mare grijă. Nu, nu. Pentru că roșiile, dacă se strivesc într-un mod nepotrivit, ce pățesc? Își pierd din gust. Nu se poate, de ciudă. Domnule. Chiar și ele trebuie roșii strivite cum trebuie. Strivite de mâna Mai Morgenstern? Perfect. Așa e mai bine? E foarte bine. Bun, asta este prima chestie și acum... La salata mea, pe care vreau să ți-o fac ție, voi adăuga ridichi. Preferatele mele. Îți plac ridichile? Deja mă simt satisfăcut. Pentru că te ridică. Te ridică. Te ridică energia lor. Și eu am o tehnică. Două secunde. Și sunt... Vezi? Problema cu ele că nu stau locului, domnule. Dar eu o prind. A venit și la mine o ridiche, dar sigur că Două, pentru... Poftim. Bravo, te-am prins-o. Așa, da. Deci, asta a dat prezentare. Simți, miroși? Da. Așa, domnule. Miroase până aici. Vreau să te întreb în timp ce eu îți gătesc. Vreau să-mi spui cum te simți, domnule, când te vede o țară întreagă și ești mână în mână cu produse din interiorul pământului. Mă simt minunat. Și eu mă simt minunat că-ți fac... Aici stai puțin două secunde. Ce-ai simțit că ar mai merge la salata mea? Păi, niște ceapă. Castraveți. E bun și domnule,
castraveți. Wow, atenție la degețele. Nu, 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 nu au nimic. Da? Așa, așa, e foarte bine. Ok. Dacă aveți nevoie de ajutorul meu... Ai spus ceapă? Am observat, dau ceapă, niște ceapă, că sunt de la țară, trebuie să recunosc. Ardei? E bun și eu. Bun, Ardei. Ah! I-am vorbit. S-a speriat. S-a spart el, Ardeiule. Așa, îl pune doar două, trei bucățele, pentru că nu trebuie mai mult. Dar nu-l cântăriți mai bine, doamne. Să-l cântăresc? 200 de grame. De emoție în această salată. Așa, că nu ai să o mănânci. Dar mi se pare că aveți o interacțiune... Vie. Exact. Cu mâncarea. Și super personală. Da, domnule. Pentru că mâncarea care este din pământ, ea trebuie întoarsă înapoi. Avem... Adevăr, grăiți. Dovleac, ia uite. Dacă-l tupre, dai cuțit, domnule. Dovleacul nu-ți va da nimic înapoi. Crezi dar dacă-l... Ia uite. Crezi că l-a durut și pe el? Nu. De nu, unde știi? Nu, ia uite. Nu, 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 domnule, ia uite. Da. Zemos? E zemos, el acum e suculent. Plânge de bucurie. De bucurie? Da, domnule. De ce? Pentru că o să ne hrănească pe noi cu exact. toți nutrienții exact. Lui. Exact. Stați să vedem. Dar dacă avem suculență în salată din nou, eu mă declar mulțumit. Trebuie puțină varză! Păi, dar sunt eu suficient. Asta a fost foarte bun. Ai mare grijă la cuțite. Dar ce-i faci? Acupunctură? Doamnă! Doamne! Ce vrei de la mine, varză? De ce nu te dezniogi? Ajută-mă, foa! De ce nu vrea să fie dezghiodată? Am crezut că s-a lăsat convinsă, varză. Nu! Este o varză, bestie! Vino pe partea asta, te rog! Nu mai bine! Dă-mi voie! Hai, tragem împreună de ea! Te lași? Sau nu te lași convinsă? Iartă-mă! S-a lăsat. S-a lăsat. Bine, asta este una dintre abordări. Mai poate... Ar mai fi? Care? Da. Păi ai zic să o tăiem pe jumătate de început. Eu țin așa. O tai tu? Amândoi. Arunc-o. Nu cred că... Arunc-o. Bine. Cu boltă. Arunc-o. Ca prima dată cu Arunc-o. Boltă. Sunteți pe drumul cel bun. Acum întoarceți operațiunea. Întoarcem varza, da. Atenție, atenție la cuțit. Așa. Acum, stați, doamne. Stau. Stai așa. Băgați degetele aici. Stai să-l bag împreună. Trebuie stai. Să simțiți varza și suculența ei. Stai. Încercați să nu mă atingeți pe rană, că m-am tăiat cu dalta da, aici. Da. Nu. Așa. Stai să bag și degetele. Să am degete mai groase. 3. 2. 1. E bună varza. E foarte bună. O mai tăiem o dată. Da. E bună? Da, domnule. Așa. Așa. Bun. Deja pare că se întâmplă ceva. E nevoie și de niște ceapă. E bun și morcov. E bun morcovul? Aș vrea, de data asta, aș vrea să-i fac, nu știu, aș vrea să-i... Am eu o idee. Ia spune. Morcovul? Da. Poate fi convins. Iată un morcov nou. Să-l convingem. Împreună, cu o răzătoare. Dar nu am așa ceva. Stai. Nu am răzătoare. O să-l tai eu dacă vreți. Da, te rog, tai-l tu. Cât caut o ceapă, da? Bine, fie. Ia să vedem ce mai avem aici. În sfârșit și ceapa. Și ceapa. S-a lăsat și mort. Vai de ceapa. Doamnă, potoliți-vă, vă rog frumos. Așa s-o frăgezi ceapa, dar spatele meu... Iartă-mă. Uneori... Săracul de el. E bine așa? E foarte bine. Arunc acolo. Aici? Da. Uneori, dragul meu, foa, sunt... bântuită de personaj. N-am nimerit castronul, dar e foarte bine. Așa? Mai avem un pic. Suficientă ceapă? Da. Mai avem puțin ceapă. Acolo? Așa? Și... Trezește-te! Așa, bun, așa. Dar această rețetă este secretă. Vegetariană? Da. Asta, domnule, este tehnica mea specială!
Bestie! Se pare că avem o gimnastă de vânătă. Este o modelino! Stai, două secunde că... Mai... Vânăta asta e contorsionistă. Arunc-o aici, că n-am terminat cu bestia asta de vânătă. Te fac eu! Bolta? Bolta! Mai avem? Mai avem ce-ar mai... Ia să vedem. Asta nu. Asta nu. Asta nu. E, acum, cel mai bun pentru mine. Dressing. Da. Un pic de făină. Așa. Bine, bun. Făina e bună la alte lucruri, da, na. La salată! Eu sunt deschis pentru tot soiul de experiențe de-astea inedite. Sunt open-minded, ca domnul să zic meu, așa. Domnul meu, miroase. Făina? Da, miroase cum, cât de bine e. A, poate că am greșit eu, că mai aveam... Da, mai trebuia și puțin. Într-adevăr. Și ăla, mălai. Două secunde. O secundă, încă așa. Încă puțin, încă puțin. Încă un pic. Da. Așa. Haide, capul meu. Aveți mare grijă, doamnă. Mai avem un singur ingredient. Secret. Nu! Trebuie puțină zeamă. Dressing. Ah! Ia uite. Cum vai, plânge. Minunat. Bună, vrei? Bună? E bio? Da. Dacă e bio, vreau și eu. Merge? Este foarte bună această... Zeamă bio. Extraordinară! Extraordinară! Iar acum, pentru final, așa, avem, fii atent. Adrenalin. Iartați-mă. Ăla ce era, sare și piperă? Nu, nu, nu. Păi ați uitat, doamnă, să puneți sare și piperă? Bun, dar am altceva mai bun. Presupun că ai văzut tehnica. Fasole! E perfect. Conferă crunchiness. Da. Măselele noastre o să se bucure. Da, pentru că este imprevizibil. Și nehidratată. Gustul este imprevizibil, domnul meu. Iar acum am un test pentru tine. Oh my gosh. Fii atent. Aș vrea să te provoc la un test. Da, ce mișto. Ai acest funduleț? Ah, da? Da, da, da. Vreau... Să văd cât de spune-mi, magistral, doamne, este șefoa. A, ce înseamnă asta? Vreau să-mi faci o mâncare dintr-o nucă! Dintr-o căpșună! Și dintr-o ceapă. Vreau să văd plating-ul. E perfect. Să te vedem! Acceptă provocarea. Vrei cuțit? Nu, că avem cuțit, nicio problemă. Oh, oh. Ia să vedem. E bun. E foarte bun. Iar ce te-ai gândit pentru noi? Așa. Deci, în primul rând, că avem o nucă aici. Da. Acest cuțit e bun. Trebuie spartă. Da, aici scrie numele meu pe el. Așa. Și când vezi numele meu scris pe el, înseamnă că te poți ajuta de el să spargi... Că e foarte bun. Da. Uite, nuca. Vrei să vii pe partea mea? Așa. Așa. Ia să vedem. Ea este nuca. Bun. Colega mea. Colega ta, nuca. Nuca. Te duci la ceapă? Și pentru că avem ceapă. Ha! Și știi ce îi lipsește cepii? Ce? Miezul. Ea nu are miez. De ce? Pentru că sunt foi de foi, de foi și în mijloc. De ce plângem noi de la ceapă, domnule? Pentru că e un moment prielnic să te speli la ochi folosind mireasma cepei și să te hidratezi. Ia, dă-o puțin. Ia, vrei tu, doamnă, să guși din această ceapă? Aaaa! Scuzați. Ai vrut să mă umori, foa! Nu, dar v-am făcut o lentilă de contact, ia, dacă vreți să vă lipiți... Pune acolo să vedea că o să plâng. Nu cred că o să plângeți. A mers? Merge!
Doamne, ce faci? Doamne! Asta este minunat ce faci acolo. Deci care era mișcarea? Extraordinar! Pentru dumneavoastră. Să mănânc eu? Păi da, astea sunt ingredientele la dispoziție pe care le-am avut. Puteți să mâncați. E un șat. Se poate mânca și șatul. Vrei ceapă? Vreau căpșună. Așa am vrut și eu. Ceapă mă face să plâng, domnule. M-ai lipit de tot? Ce nu se face? Se poate dezlipi. Bun! Bun! Punem și asta. Ok, e bine. Și acum trebuie... Bun! Cred că este gata mâncarea noastră. Da, eu sunt pregătit să-mi fac furculița perfectă. Vreau să vin lângă mine să degustăm. Dumicatul perfect. Vino lângă mine să stai cam o secundă, să mai cutel un pic. Așa, ok? Văd că are și decor. Da. Ia, să nu fie reclamă, doamne. Așa. Hai să mâncăm. Hai, două secunde mai am. O singură. Oh my gosh. Nu că nu este. Nu era pus. Dar acum Încă o singură chestie? Ia să vedem. Topping? Un pic. Domnule, topping? Un pic. Topping! Topping să fie. Voi face primul topping backflip. Sau topless mai degrabă. Te poftesc să nu fii nesi. Salata. Primul topping cu spatele. My God! Perfect. Am dat bine? Perfect ai dat. Bun. Aproape m-ai ratat. E perfect. M-ați ratat, doamnă, să știți. Domnul meu, este fă... perfectă salata. Acesta este salata Maia Morgenstern. Pentru șef-o! Vă mulțumesc, iar eu sunt onorat să gust din această salată. Gustați-vă, rog, gust și eu puțin de aici, din asta, din... Dumnezeule, e... Îi lipsește ceva? Iare, da! Da, dă-o, o pun la micro. Sare și piper. Sare și piper. Întotdeauna. Bun. Să rămână, doamne. Să rămână. Două secunde, vreau să fac un pic curat și vreau să... Te poftesc în altă parte, acestui lăgaș. Să mai facem două chestii. Da! Vin cu mine! Vin, ce bine. Să fac acum? Hai! Distracția vă este oferită de Betano. Yo, yo, iap, iapă, dulap, ta-la-la-la, târg, miau, cuapă, cine-nea, da, vedeți ce un stil muzical adevărat, Nicu Fantastic, unul cântă nici manere, nici trap, nici muzică lăutărească, nici populară, cântă muzica lui, cântă muzica lui Nicu, fiți atenți, ceva de pe triburi pe Africa, deci hai de stop la emisiunea Rock Podcast, că e așa cea mare bălăire, ce dracu podcast, deci toată lumea face podcast, hai să mai și câștigăm niște bani, fraților, să vă învăț eu șmecherie, să vă învăț viziune de ruletă, să vă învăț cum să pariați, să vă învăț cum să fiți fraieri, să câștigați bani ca mine, ca Nicu Fantastic, cu areaurul pe el, iap, cu Betanu, frații mei aici, vă învățăm cum să faceți lei. O am și pe Denisa pe lângă mine. Denisa! Se știe, nu? Se știe, bate palma pe felie, hai, pe aratați, vezi ce să faci, zici și tu la cameră dacă vrei ceva. Zic la cameră că am auzit că ești foarte, foarte, foarte pregătit. Adevărat. Să mănânci, să faci provocări. Deci ai grijă cu mâncarea, că dacă mai vorbești de mâncare acum, amită, umflă Victor în mine, dar nu mai pot, așa. Ești pregătită la mânută, da. Să dai de liniuță, da. Să dai de rotiță, Denisa, dă-i! Hai, da. Unde am ajuns, mă, frate? Ce e asta? Următoarea provocare ține o prelegere de un minut despre importanța... La șmecherie. Deci, fraților, importanța la șmecherie... Nu e despre șmecherie, nu? Nu, că vorbeam o oră. Nu, nu, nu. Trebuie să trag din bilețele de astea? Mă, frate, deci nu mai ai lăsat uite, dau pe ăsta. Hai să vedem ce e. Importanța la muște, muscă. Am înțeles. Hai să vedem. Deci, fraților, ca tot ce viu pe pământul ăsta, da... Musca este importantă. Este importantă și firul ăla de nisip. Deci musca ce face? Ea umblă, ea zboară, dar ea are o traiectorie specială în viața ei, da? Uh-huh.
Dacă n-ar fi musca, ce-ar fi? N-ar fi nimic, deci n-ar fi nimic în locul ei. Înseamnă că creezi un vid de putere în societate. Deci tu trebuie să ai musca, nu poți să o scoți din sistemul ecosistem, înțelegi? Pentru că după aia dacă musca nu e, atunci nimic nu e, spunea un cântec, era o nebunie. Deci fiecare lucru care n-are niciun rost, are un rost pe pământul ăsta. Și așa mică cum ea, pare un pic scârboasă, dar și oamenii mai sunt scârboși uneori. Și ce îi spune cineva să nu mai fie, înțelegi? Deci musca trebuie să existe, fraților, trebuie să le lăsați în pace, nu le mai pocniți cu alea în cap, viață, că umblă toate. Oricum ele văd lumea în viteză încetinitor. Ele trebuie lăsate în pace, nu mai trebuie pocnite, înțelegi? De ce să nu se facă o mișcare și pentru muște, frate? Deci nu mai bateți femeile, nu dați în ele, nu dați nici muște. Că și muștele de sex feminin, de sex masculin. Ești muște bombardiere, ești muște casnice care n-are treabă, caută mâncare. Lăsați-le în pace, fraților. Lăsați muștele. Deci lăsați muștele în pace. Nicu Fantasticu este acum, vreau să fie ambasadorul muștelor în țara asta. Vreau să creez o mișcare să le apăr. Lăsați-ne în pace. Muștele este vie, nu vă face nimica, vă țâcâie puțin, dar și oamenii țâcâie, frații mei. Mai rău decât muștele. Mai rău decât muștele. Distracția vă este oferită de Betano. Țaingară sără! Caingară sărăchirie! Soi sacră! Am înțeles totul. Cred că știu ce urmează. Știu că știi, dragă. Se înceapă Fruit Ninja! Da! 1-0! 2-0! 3-0! 4-0! 5-0! 6-6! Sunt slab! Slab, fo! Slab, slab! La șunțele! Har! A prins căpșunica! Să nu te tau! Ai grijă! Ai grijă că te tau! Te tau! Stop! Stop! Hai să vedem ce fructe sunt netăiate acum! Da, stai! Ai un dovlecel netăiat? Încă un dovlecel? O pară netăiată, o lămâie, o banană și un morcov. Și un morcov aici, da. Da, și acolo mai e unul. Astea sunt, iară de acolo, iară înapoi, pentru că urmează un ninja, ăla era tăiat. Ia. Știți, vă rog. Mai dă o dată. Mai dați-mi o dată, doamnă. Cine urmează, doamna? Doamna Maya Morgenstern. Poftiți. Am ratat! Băi, bestie! Bestie! Doamne! Bestie! Ne-a plut și aiurea! Băi, omule! Aruncă-ne ca lumea! Dă-mi nasul! Dați-mi voie să vă sărut mâna, doamna Moe Morgenstern. Vreau să ne întindem aici. Sper că nu. Între fructele astea! Doamna Moe. Domnule Fou, am ajuns la finalul călătoriei noastre. Gastronomice. Există așa ceva? Da. Există și un final. Iar finalul va fi murdar. Da, vai de cap. Aici am 10 ouă. Eu am 2. Aveți dreptate. Unele sunt fierte, altele nu. Voi începe sau începe tu. Și împlânte-l de fruntea mea. Norocul va spune dacă am prins unul fiert. Deci întrebarea o imediat următoare. Do you feel lucky? I feel not so lucky. Not so lucky? Not so lucky. Alege și dă. Not so lucky. Este rândul meu. Doamna mea. Da. Aveți ceva în păr? Ce-am? Puțină ou? O coașă? Las-o! Eu aș vrea să am pe fo aici, dacă e să... Fo! O să am cu cui, doamnă? Tot rândul tău! 1-0!
Dă-l! Tot în frunte. Dă-l! În frunte acolo. Dă-l! Vezi ceva în păr, doamne? Ce am, domnule? Dă-ți-mi vreo să-mi vreo. Vă rog. Ah, un flac. 2-0! Ești o bestie! M-am mânecat. Hai, ultimul! Ultimul? Da! Să fie cu noroc și pentru dumneavoastră. Te rog! Doamna mare? Domnule Fou? Aveți ceva? Ce? Spune ce? Data de expirare, probabil. A, nu, că eu nu expir niciodată! Scoate ăla, bestia aia mică cuțitul, că vreau să te testez! Poți să-l prinzi? Merge. Hai să ne iubim în legume.